Frunzele de măslin ascund calități excepționale, având aplicații terapeutice dovedite științific. Extractul acestor frunze reduce tensiunea arterială după o cură de 8 săptămâni. Originar din Siria, măslinul este utilizat din timpuri străvechi. Babilonienii și egiptenii foloseau frunzele pentru a trata febra, malaria, bolile digestive, iar în Evul Mediu, datorită proprietăților antibacteriene pe care acestea le au, erau recomandate în ciumă și holeră. Potrivit mai multor studii efectuate în Elveția, Italia, Egipt și Spania, extractul de frunze de măslin reduce tensiunea arterială după o cură de 8 săptămâni. În cadrul unei cercetări, persoanele cu hipertensiune au primit capsule cu extract din frunze de măslin în fiecare zi timp de 2 luni. Rezultate foarte bune au obținut pacienții care au luat doză mai mare. În cazul în care ți-ai făcut analize și medicul ți-a spus că ai colesterolul mare, urmează o cură cu extract de frunze de măslin. Mai multe cercetări recente arată că valorile colesterolului scad cu 17% dacă sunt administrate în fiecare zi, timp de 4 săptămâni. Cercetătorii spun însă că se obțin aceste rezultate numai dacă tratamentul este însoțit și de o dietă în care au fost înlocuite grăsimile animale cu ulei de măsline virgin. Incidența cancerului este mai scăzută în țările în care se consumă frunze de măslin sub formă de ceai sau de macerat în ulei. Mai mult decât atât, studii recente arată că extractul de frunze de măslin previne apariția tumorilor.